Apropo de astfel de gen, aveți o piesă numită Davai cu un DJ rus. Spuneți-mi despre cum a început colaborarea, cum este foarte cunoscută, în club este foarte cunoscută această piesă și de asta întreb de ea. A început prin mine colaborarea, pentru că este vorba de prietenul meu. Și am zis, hai să profităm un pic de el, nu numai eu, toate. Că sunteți o familie, sunteți un grup. Este prieten cu noi. Da, suntem o familie. Da, suntem prieteni foarte buni toți și am zis, de ce să nu facem chestia asta? Pentru că o piesă în rusă la noi nu s-a mai făcut de mult, sau cel puțin eu nu știu. M-a ieșit foarte bine, mai ales că noi eram în proiectul despre care ți-am vorbit mai devreme, da. Cel de clubbing. Și am zis să facem chestia asta, care a prins foarte bine. Da, și piesa a fost făcută foarte spontan în studioul lui Andrei Rizou și Sebastian Crane. A fost foarte haios, ei au făcut baza, ritmul. Da, a fost ceva nou și pentru ei, că n-au mai lucrat cu niște instrumente. Da. Și în ce o să iasă? Muzica de club, întâi se face ritmul și o linie melodică foarte simplistă și apoi vine o voce. Aici Bruce trebuia să facă muzică și e destul de greu. Nu știam exact avut ce... noroc și cu fratele Andrei Xentirunțeanu, care ne-a ajutat cu ne-am câteva ajutat linii melodice. Și cu Evgeni, care a venit și, de fapt, el a inventat refrenul ăla și este compoziția lui. Fiecare a adus câte o bucățică așa. Cu toții. Da. A fost foarte frumoasă experiența asta. Iar Davai, din proiectul acesta al nostru, este singura piesă originală, piesă Amadeus. Celelalte piese, că poate cei care se uită acum la noi nu știu exact despre ce este vorba, celelalte piese sunt hituri care se ascultă în club, cu care noi ne-am jucat, le-am remixat în stilul Amadeus și am refreshuit, da. Și am adus cu instrumentele noastre liniile melodice, chiar am și improvizat ceva, peste, da. Și a ieșit ceva foarte frumos. Nu știu cum să pun în cuvinte, dar am avut mare succes și avem în continuare cu piesele astea. Adică, în primul rând, că este ceva la care nu te gândești când vin fetele cu instrumentele. Da, am avut câteva concerte și în cluburi și la mare, pe plaja din Mamaia. Adică au fost primite aceste prospături. Cred că lumea s-a obișnuit deja să nu mai aibă gândul acela când ne vede pe noi cu instrumente, că noi cântăm muzică clasică și să te ducă cu gândul în spate. Noi am depășit toate lucrurile astea și cred că și publicul nostru deja s-a adaptat la stilul acesta de muzică. V-ați gândit că poate s-ar putea să recepteze altfel fanii voștri, faptul că v-ați schimbat un pic stilul, să nu se gândească că v-a influențat și că vreți să intrați și pe un alt fel de target. Ne-am gândit și la asta. De obicei, la artiști există această frică. Da, ne-am gândit și la asta, dar cea mai bună dovadă că noi nu ne schimbăm, nici n-avem cum, este că imediat după aceea am mai scos un single cu Besame Mucho, de exemplu, care este decorasă, cum ai zis tu, sau piesa pe care acum o promovăm, ultimul nostru single, Up, care este o piesă dance, o piesă ritmată, care se aseamănă mult cu ce făceam noi înainte, numai că este din cum sau din zilele noastre. În funcție de evenimentul la care participăm, de evenimentul la care ne cheamă oamenii, cântăm o muzică adecvată pentru ceea ce se întâmplă acolo. Dacă mergem în club, bineînțeles, va fi muzică de club. Dacă mergem la ziua cuiva, bineînțeles, va fi muzică de petrecere și așa mai departe. Prin muzică de petrecere nu se înțelege altceva, că se mai spune muzică de petrecere și la altceva de muzică. Un gen de muzică pe care noi nu știm să-l cântăm. Deci, nu am fost... Nu avem în sânge. Nu avem în sânge, da, exact. Muzică de petrecere, adică, nu știu, cover-uri de... Nu știu. Muzica care nu te ține pe scaun, te scoasești. Exact, energie. O să mai vedem un scurt material cu fetele de la Amadeus, după care revenim aici să le mai întrebăm mai multe, cum să le zicem? Detalii. Informații. Let's have dinner in the sky.
day we celebrate you. Celebrate you. Dinner in the Sky este un proiect căruia s-au alăturat și fetele de la Amadeus. O să vorbim mai multe despre acest proiect și o să vă întreb dacă sunteți o imagine a acestui concept. Suntem să nu-i spunem proiect. Suntem partenerii oficiali alături de Aline Blaine pentru Dinner in the Sky din România. Adus de către Ovidiu Barbier acest concept. Și ce Barbier. Reprezintă acest Barbier. Concept? Mai așa, mai în detaliu. Este un nou concept de evenimente în România, o platformă pe care este așezată o masă, după cum ați văzut, o masă cu 22 de locuri, dedicată de către o macara la 50 de metri înălțime. Acolo se pot face... Adică un bloc de 10 etaje nu, și nu, nu, mai jumătate. Mult, nu, da, un bloc exact, jumătate, da. Cam 18 așa. Etaje, echivalentul a 18 etaje. Cam așa, da. Și ați cântat la 50 de metri înălțime. Am văzut cu toții că erau legate, le-am și întrebat că la un moment dat. Și cred că ați văzut, că ne-am întrebat, nu v-a fost frică? Cred că nu se înțelegea din cum cântam noi acolo, că n-ați fost frică. Ne-am simțit suntem în extra. Siguranță. Prima oară ne-a sunat impresarul nostru și ne-a zis, fetelor, avem de văzut ceva. Vă leg. Da. Haideți să vedem cum e să cântăm la 50 de metri înălțime. Bineînțeles că înainte, da, am făcut o probă să vedem dacă suntem în regulă. Andreea atunci n-a putut veni, ea a venit la... Da, eu tocmai am născut atunci. În acea perioadă. S-a adaptat. Da, adaptat pe parcurs. Dar cum s-a văzut, n-au fost probleme și ne-am simțit foarte, foarte bine. Da, noi susținem momentul artistic. În timp ce oamenii servesc cina sau, nu știu... Se pot face o grămadă face de lucruri grămadă de... Se și pot căsători oameni. Da. S-a întâmplat. S-a întâmplat, da. La noi în țară? Da. Nu. Chiar la ziua lansării. La ziua lansării, da. Chiar vrem să invităm pe cei care își doresc să ne vadă la înălțime, să ne vadă cântând la înălțime. O să avem eveniment pe 7... Și așteptăm. 7 august, da. 7 august, da. Constanța, la Mamaia mai greu. Așa și am presa că pe 12 la Telegondola, ca să ne găsească mașina, dar oricum dacă o să ridice ochii spre cer, da, să vadă mâncarea acolo. Chiar este ceva foarte, foarte frumos. Și sunt ocupate locurile deja? Nu știu care e situația la mare, dar cred că se vând bilete. Cei care vor să afle mai multe informații pot să acceseze site-ul dinerindesky.ro sau pot să intre și pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul nostru amadeusmusic.ro. Hai că le-am zis pe toate într-un foc. Pe toate, că sunt foarte multe informații oricum. Da, da. Ei, deci dinerindesky.ro și amadeusmusic.ro. De acolo poți să afle detaliile și legate de acest concert și de toată activitatea noastră ca trupă. Iar mai nou ne pregătim să filmăm un clip pentru această piesă, piesa Up,
care este compusă de Xenti Runceanu și vom filma, de fapt, vă spunem mai multe detalii după ce filmăm. Da, pentru că avem de gând să fie un videoclip foarte complex. Da. Acum să ne și iasă de asta, mai bine nu vorbim dinainte ca să... Ați schimba domeniul vostru pe altfel? De profesie, dacă îi putem, dacă eu putem numi așa. Ați renunțat la muzică pentru așa? Nu cred că ne vedem neapărat făcând altceva. Adică asta facem de când suntem copii și asta știm să facem cel mai bine. Și foarte norocoase, pentru că am avut noroc să... Norocoase, că am avut noroc, mă scuzați. Că am intrat în acest proiect, ca să spunem așa. Și pentru că am trăit toate clipele împreună și momente minunate din viața. Da, seama că poate dacă una dintre noi era alta, da, poate nici nu ieșea ceea ce este acum. E foarte important așa, cred că să fie cineva care să aibă grijă de tine. Cineva acolo să stai. Să înțeleg că vă consideră asta de patru norocoase. Da, foarte sigur. În grup așa. Sigur, da, sigur. Ok. Mie mi-a făcut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu voi și să aflu atâtea despre voi. Din păcate, tipul nu ne permite mai mult. Și noi ne-am simțit foarte, foarte bine aici. Mă bucur că ați avut inițiativa asta și că atât spun. Că sunteți, cred că, singura emisiune la de mult timp la care ne-a întrebat cineva despre activitatea noastră profesională și cu asta am zis. Să sperăm că o să și continuăm așa. Să dea Dumnezeu așa să fie. Vă mulțumim foarte mult și fetele de la Amadeus vă mulțumesc că ne vedem săptămâna viitoare pe facebook.com/canapearoșie unde puteți adresa întrebări și fetele vă răspund. O seară bună!